Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Bucovina Sport Action. A mai trecut un weekend peste noi, au fost rezultate bune și mai puțin bune, însă dacă tot s-a încheiat sezonul competițional pentru echipa de rugby a Sucevei, eu cred că este cazul să abordăm acest subiect, să vedem care sunt lucrurile bune pe care le putem culege după această ediție, ce putem face pentru următorul campionat, dacă vom ști cum arată, pentru că sunt încă discuții că va avea o altă formă de organizare următoarea ediție. Da, până atunci, până când o să aflăm răspunsul la aceste necunoscute, o să încercăm să discutăm pe ce avem în momentul de față în perspectivă și pe ce s-a realizat până în acest moment, până în data de 13. Asta e zi cu ghinion, dar eu sper să o transformăm până la urmă într-o zi cu noroc. Antrenorul echipei sucevene de rugby, domnul Marius Colțuneac, bună ziua, bine ați venit alături de noi. Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Într-adevăr, a fost un campionat foarte greu, dificil. Prin comasarea celor două divizii, aici mă refer prin divizia națională de seniori, divizia A și divizia națională de seniori, DNS-ul, fostul DNS. Federația s-a gândit că ar fi mai benefic, vor fi mai multe meciuri și mai disputate, mai strâns valoric. Și într-adevăr s-a și confirmat, deci Griviță o echipă surprinzătoare, o echipă foarte bună, Bârladu, toți au avut progres, humorul, chiar a fost un campionat interesant și în același timp eu zic că toată lumea a avut de câștigat. Deocamdată pentru campionatul următor 2019-2020 nu știm în ce structură va fi. Probabil sunt două variante, exact cum a fost și anul trecut. Vor fi ori două grupe, ori dacă nu, vor fi o singură grupă în care se joace tur-retur. Deocamdată nu știm, deocamdată ne-am dat acordul că ne înscriem. Oricare din variante ar fi, exact. Ne vedem de treabă. De asta ziceam să discutăm, să luăm pe etape, pentru că e varianta V1, varianta V2, dar trebuie să tragem concluziile după această ediție de campionat. Eu vă spuneam și înainte de a începe această emisiune că a fost așa, adică mă uitam la linia de clasament, județul nostru cu ambele echipe care participă pe ultimele două poziții, da? Eu știu că e vorba aia unde mulți puterea crește, adică noi am reușit să disipăm forțele rugby-ului sucevean în două echipe. Poate că lucrul acesta în viitor va da rezultate, dar cel puțin în acest prim an a arătat clar o slăbire. Într-adevăr așa și noi și gura humorului avem jucători de la Iași care ne-am bazat foarte mult și noi și gura humorului. Iașiul desfințându-se. Desfințându-se am profitat, normal, chiar mulțumesc că au putut să ne ajute, sper și pe viitor să colaborăm. Într-adevăr, știți cum, gura humorului, acum au jucat Suceava cu Suceava, că foștii jucători de... Deci, practic, aici au evoluat, aici au avut continuitate. Va veni momentul în care voi face echipă și cu reprezentanții humorului. Am putut să facem astăzi una mixtă, dar... No, avem o colaborare foarte bună în continuare. Dintotdeauna a fost și... Da. Bun, întotdeauna și pe mine nu m-ar mira ca la un moment dat să fie o rivalitate foarte mare și foarte frumoasă între Suceava și humor, pentru că așa se întâmplă, cât ești mai aproape, cu atât parcă crește rivalitatea. Glumind, să știți că la meciul direct cu ei, mai mult rivalitate erau dintre cei de la Iași în teren, adică cei de la noi și cei de la... decât... Dar nu cred că nu ar trebui să fie o rivalitate. Atâta timp cât este în limitele fair play-ului și atâta timp cât este o rivalitate sportivă, eu nu pot să fac altceva decât să o apreciez. Știți, la rugby tot timpul a fost pe teren, care e mai bun să câștige, după meci rămâne în repriza, deci nu se pune problema, nu cred că sunt... Până la urmă asta e important și cred că de asta a și reușit rugby-ul să supraviețuiască atâția ani de zile în zona asta noastră. Tocmai pe această unitate a foștilor sportivi, tocmai pe acest fel în care s-a înțeles acest sport la acest nivel.
Pur și simplu, rugbiștii tot timpul au strâns rândurile atunci când a fost, când a fost mai greu. Într-adevăr, așa tot timpul, la, știți, din punct de vedere financiar, în rugby, în România, nu... Stăm prost. Stăm prost, chiar foarte prost. Și tocmai de asta, în primul rând, jucătorii joacă cu sufletul. Iubesc acest sport, se doresc acest, acestui sport și de aici pleacă totul. Legăm prietenii. Din cunoștințele pe care le-am, sau din cât cunosc eu, singura variantă în care lucrurile se așează bine pentru un, pentru un sportiv e momentul în care reușește să joace ori la o echipă de top, ori afară. Într-adevăr, așa, în primul rând, rugby, sportul ne formează ca și oameni. Ziceam din punct de vedere financiar. Ca oameni, orice sportiv de asta, trecut are un câștig din punctul ăsta de vedere, fără discuție. Plecând de aici, după aia altfel vezi lucrurile. Adică te poți realiza și prin sport, dar numai prin muncă. Trebuie să fii serios, să dai sportului 100% și atunci probabil că o să se întoarcă. Normal, și exact cum am spus, fiecare sportiv vrea să ajungă cât mai sus. Că de asta ne apucăm de un sport. Să fim cei mai buni. Până la urmă asta e competiția, competitivitatea, toate aturile pe care poate să le aducă sportul, mai ales sportul de echipă, că și asta e o diferență majoră. Am apreciat și apreciez întotdeauna la maxim sporturile de echipă pentru că aduc încă ceva în plus. Da? Dacă sportul individual aduce slavă Domnului sau sportul luat așa la bucată, la mână, aduce oricum maxim, în momentul în care discutăm și de sport de echipă, aici se mai câștigă încă vreo câteva valențe în plus. Ceea ce este foarte important pentru tot ceea ce înseamnă până la urmă rezultat final. Rămânând la discuția noastră, haideți să încercăm să disecăm puțin această ediție de campionat, cum a pornit ea, pentru că eu eram obișnuit și eu știam așa, că, cam care e piramida rugby-ului Suceavan. În primul și în primul rând, foarte mulți dintre foștii sportivi de la club, de la CSM sau de la Gura Humorului, pe unde au ajuns profesori de sport, au înființat grupe, echipe. E un sport care atrage la nivel de copii, atâta timp cât e împărtășit cu dragoste, și asta reușesc să facă în bună măsură mulți dintre cei care împrăște acum rugby-ul în județul nostru. Dar ca filon principal avem Suceava și Gura Humorului. Exact. Revenind la ediția asta de campionat, a fost prima oară când a venit și humorul cu echipa. A venit, da, a fost un moment. Nu, prima oară după mulți ani. După mulți ani, exact. Reînființare, practic. A fost un moment greu, de ce? Fiindcă mulți jucători care s-au lăsat, au dorit să termine la Gura Humorului, în orașul natal, să termine cu... Erau, în bună măsură, erau veniți de la Humor, jucau exact, pentru Suceava. Exact, normal, exact. Dacă Humorul și-a făcut, ok. Era un lucru normal. Și să știți că a fost o situație grea. De exemplu, vara trecută nu știam pe ce jucători ne putem baza. Da. Și atunci încet am strâns rândurile și am început, am adus jucători, alții s-au reactivat și am pornit la drum. O primă parte a campionatului, în campionatul regulat mă refer aici până în play-off sau play-out, am avut evoluții bune, am început un pic mai greu fiindcă relațiile de joc nu erau stabilite, mulți jucători care au venit, nu ne știam, nu, dar încet încet lucrurile au început să meargă pe un drum bun. Obiectivul a fost și clasarea în play-off. Sincer, mi-aș fi dorit în play-off să avem și rezultate mai bune, dar au fost mai mulți factori care au determinat să nu avem... Principalul factor care cred eu că a existat din punctul ăsta de vedere, dacă greșesc, vă rog frumos să mă contraziceți, a fost că tocmai această instabilitate care a existat în ceea ce înseamnă continuitatea în echipă, comparativ cu echipele care au fost pe primele locuri, da, în play-off. Pe Năvodariu, de cât timp joacă în formula asta?
De foarte mult timp, vă dați seama, dacă și Năvodaru încă au renunțat, au plecat niște jucători de la... Da, de la, dar nucleu. Nucleu, baza. Nucleu, în care, baza în, care, în jurul care e construită echipa. Dacă tot am dat exemplu pe cel la Năvodaru... Păi îi dăm pe Năvodaru că i-au terminat primul loc de asta, nu de altceva. Au un lot de jucători cam, vă spun, cam de două echipe. Deci oricând poți să schimbi jucătorii, poți să... Deci o concurență, altfel lucrezi la antrenament când ai un număr de jucători. Și adică și antrenamentul face faze exact din joc, mă refer aici. Da. Faze reale de joc. Și atunci normal că ai progresul, ai continuitate. Și de asta ne-a fost greu. După aceea în play-off au renunțat, am pierdut jucători. Ștefancu a fost accidentat. Scolobiu cu Octav probleme de sănătate, a renunțat, deci nu ne-a mai putut ajuta în play-off. Drușcă, Ștefan, un jucător foarte bun de la Iași, o linia a treia care tot n-a mai putut să continue. Erau jucători de bază și Florea Ionuț, care a plecat în Germania, din păcate un jucător și el foarte bun. Vă dați seama, patru jucători cu experiențe, jucători foarte buni. Și plus Covaliu, care s-a accentat și n-a mai putut să continue. Ia ca cinci, care jucători care au titulari. Și atunci... Da, îi scoatem cinci jucători din cei pe care mă bazam și rezolvă. Exact. Adică e destul de greu. Abia formate relațiile de joc în bună măsură între unii. Exact. Și vă dați seama că, cel puțin, dacă am pierdut doi din linia întâi, pe ce mă refer la Covaliu și la Scolubic Octav, eram și un pic descoperit la linia întâi, n-am avut de unde să aducem jucători și normal la Suceava, aici în România nu prea sunt un jucător linia întâi și ne-a fost foarte greu. De exemplu, am avut jucători care am uzat, care trebuiau la pauză să fie schimbați, dar noi având cu cine, nu avem jucători cu experiență, trebuia tot să tragi de ei și atunci... Da, câteva din primele probleme pe care le identificăm pentru rezultatul acestei ediții de campionat. Repet, situația nu e tristă, dar nici în stilul în care am fost obișnuiți până acum. Pentru că, fie vorba între noi, cu lipsurile, deci nu sunt breaking news pentru noi, lipsurile care sunt, situația în care sportivii nu există un lot astfel încât să avem înainte de începutul unui meci două echipe, de asemenea antrenamente în care să fie absolut toți sportivii. Deci nu sunt știri pe care nu le-am mai avut până acum, însă uite că acum, cu alte cuvinte, n-ajunge cumva în bună măsură cuțitul la os, dar, repet, situația pare a fi încă sub control. Imediat după publicitate continuăm discuția noastră, pentru că mai sunt multe alte lucruri pe care trebuie să le discutăm, trebuie să le aducem la cunoștință, pentru că ne dorim, că așa am făcut întotdeauna, ne dorim mai mult de fiecare dată și ne dorim ca în următoarea ediție de campionat să fim mai sus măcar decât ce am reușit să sperăm că... Bun, dacă să putem spera, trebuie să luăm niște măsuri. Care sunt astea? Aflăm eventual imediat după publicitate aici la Bucovina Sport Action. Publicitate, revenim.